Da, deci festivalul început în anul 2008, într-adevăr a crescut prin participarea multor artiști din străinătate, prin manifestările de mai mare amploare pe care le-am organizat. În acest an, deci, a fost un ansamblu de 30 de persoane în Cantus Redivivus, în ansamblul coral. Festivalurile deci, au conținut și până acum recitaluri de muzică de cameră, dar pe parcursul anilor am încercat să aducem artiști cât mai cunoscuți, artiști din țări, cum ar fi nu doar Italia ca în acest an, ci și Franța, cum e Claude de Langle, un saxofonist foarte renumit, sau din Elveția, cum avem și în acest an, de fapt. Apoi din Austria au fost prezenți, din Germania. În acest an mult ne-am orientat și pe artiștii noștri plecați în afară, dar vrem să arătăm că și în țară, de fapt, avem oameni foarte valoroși și vrem să valorificăm și spațiile neconvenționale. Adică un spațiu cum este Grădina de Tir este un spațiu cu o acustică deosebită, naturală. Dorim să-l punem din nou în valoare, ca acum vreo 3 ani, când Doru Roman, solistul filarmonicii Banatul din Timișoara, a susținut acolo un recital. Acum va susține alături de familia sa un recital de percuție, clarinet și vioară, la care este invitată o violonistă din Franța, Mathilde Gheorghiu, și cu un program deosebit, deci în data de sâmbătă, 13 august. Ce pot să vă spun? Că masterclass-urile de duo pianistic, de pian, de canto, au avut studenți din ce în ce mai mulți și din mai multe părți. În acest an au fost studenți din Seged, din Ungaria, din Pancevo, Serbia, pe lângă studenții de aici, de la noi din țară, nu doar din Timișoara, ci și Târgu Mureș sau București. Masterclass-ul de canto, de asemenea, a avut o aspetă spanioloaică în anii trecuți. În acest an este din America o soprană care este de aici, din Oravița, și care a venit special pentru aceste cursuri. Deci sperăm că prin toată reclama pe care am făcut-o și toate cunoștințele care au dus mai departe vestea, va lua amploare și mai mult la ediția 10-a, festivalul în anul viitor. Puteți să ne spuneți așa pe ansamblu, ca cât participați acolo? Zeci, deci deja sunt zeci. Siete venuti da Parisi, dall'Italia, per suonare il nostro festival. Prego dire qualcosa, quale impressione avete di Oravița, del teatro e del festival? Siamo molto felici di essere qui a Oravița, è la prima volta per noi venire qui in Oravița, è molto bello, ho notato una natura splendida, piena di boschi, di foreste, è un clima veramente bello. Ringraziamo Emanuela Michailovsky per averci invitato a questa nuova edizione del festival e siamo veramente molto contenti. Del programma. Il programma che facciamo è tutto danze, partiamo da Grieg con le danze norvegesi, le danze spagnole di Bozzoschi e poi c'è anche la famosa valse di Ravel nella versione per pianoforte a 4 mani. Poi Tchaikovsky e finiamo con la rapsodia ungherese di Liszt. Il teatro è bellissimo, è un gioiellino con una bellissima acustica e quindi mi associo a mia moglie, siamo marito e moglie. Siamo già stati anche in altri posti in Romania e troviamo sempre una grandissima accoglienza. Grazie.